Situație problematică în capitală. Microbuzele celor 7 rute anulate circulă în continuare pe străzi. Deși primarul Dorin Chertoacă susține că a expirat încă ieri dispoziția de anulare către toate autoritățile care trebuie să ia măsuri în acest caz, poliția afirmă că nu a primit demersul. Astfel explică oamenii legii faptul că nu iau măsuri împotriva transportatorilor de pe liniile anulate. Între timp, autoritățile locale pregătesc noi trasee pentru microbuzele care circulă în suburbii, 34 la număr. Acestea vor fi prelungite. Totodată, itinerarele urmează să fie modificate și pentru maxitaxiurile de pe rutele ce trec prin centrul capitalei, care urmează a fi scurtate.